polițiștii hunedoreni au făcut bilanțul pe anul 2014. Comparativ cu 2013, numărul infracțiunilor stradale comise pe parcursul anului trecut a scăzut simțitor. Cât despre accidentele rutiere, numărul acestora s-a menținut în aceeași parametri ca în 2013. Doar numărul persoanelor care și-au pierdut viața în astfel de evenimente rutiere a crescut. Criminalitatea stradală în județul Hunedoara este în scădere comparativ cu 2013. Și în ceea ce privește furturile din locuințe s-a înregistrat o scădere semnificativă. Astfel, numărul infracțiunilor de furt din locuință a scăzut cu 5,9%, a înșelăciunilor cu 28,9%, iar numărul tâlhăriilor sesizate a stagnat. Așadar, în cursul anului 2014, polițiștii hunedoreni s-au implicat cu profesionalism și responsabilitate în organizarea și desfășurarea la nivel județean a activităților specifice. Prin toate aceste activități s-a urmărit creșterea autorității poliției și asigurarea respectării legii, dar și întărirea prezenței echipelor de patrulare în zonele de interes operativ pentru prevenirea activităților infracționale.